caz de lecaz, să cauți oriunde pe acest pământ, vezi ca românii nicăieri nu sunt. E o vorbă veche cu adevăr în ea. Că s-au scris la un moment dat și lucruri foarte urâte, că am mai vorbit noi relația ta cu copilul tău, care se spune acolo că nu mai știi nimic de el, nu-l îngrijești, nu-l aduci aici, nu? Lucruri, așa? Dragul meu, vorbește lumea. Lumea vorbește și știi cum e, este o vorbă la noi în Oltenia și cred că nu doar în Oltenia, gura lumii nu astupă nici pământul. Așa că eu m-am calmat, nu se poate, nu pot să le ai pe toate. Deci e foarte bine. N-au frică românii, fac haz de lecaz, să cauți oriunde pe acest pământ. Vezi ca românii nicăieri nu sunt. E o vorbă veche cu adevăr în ea. Va fi o vacanță cu copilul meu, dar asta probabil în luna lui iulie. Iulie? Da. Ce își dorește el de la mame așa când se vede? Mami, mai vreau și eu ceva nou. Păi da, stai puțin, că Codruț își dorește de fiecare dată lucruri diferite. Adică ultima oară și-a dorit-o, cum se numește chestia aia, jocul ăla, Kendama. Deci, da, nu știu, vă dați seama, sunt depășită. Dar de fiecare dată vrea altceva. Deci nu pot să spun își dorește foarte mult un lucru. Nu, astăzi își dorește ceva, mâine își dorește altceva și eu nu fac decât să îndeplinesc toate dorințele. Toate. Adică doar un copil am, da. Te vei opri aici? La doar un copil? Mai deocamdată atât a vrut Dumnezeu. Acum vedem ce mai fi pe viitor. Dacă va apărea, nu vei spune nu. Nu, Doamne ferește, nu. Un copil înseamnă o minune, înseamnă o bucurie în viața unui. N-au frică românii, fac haz de lecaz, să cauți oriunde pe acest pământ. Vezi ca românii nicăieri nu sunt. E o vorbă veche cu adevăr în ea. Suntem doi oameni obișnuiți care au căsnicie frumoasă, care se respectă, se iubesc unul pe celălalt și cam asta e cel mai important. N-au frică românii, fac haz de lecaz, să cauți oriunde.